Tichete valorice pentru mersul de bicicletă. Este propunerea deputatului Valeriu Steriu, care a depus la Parlament proiectul de lege pentru a încuraja mersul pe bicicletă în aglomerațiile urbane. Potrivit proiectului de lege, angajatorii vor putea acorda angajaților tichete valorice pentru achiziționarea bicicletelor. Subvențiile ar fi acordate odată la 3 ani, iar valoarea maximă a acestora ar ajunge la 1.500 de lei. Prin aceste tichete se urmărește încurajarea angajaților să folosească acest mijloc de transport ecologic. Specialiștii spun că 15 minute petrecute pe bicicletă pe zi cresc durata de viață cu până la 7 ani. Cu alte cuvinte, utilizarea bicicletei reduce mortalitatea și aduce o îmbunătățire majoră a stării de sănătate a populației. Mai mult decât atât, utilizarea bicicletei contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării aerului și a poluării fonice. Beneficiile sociale, economice, de sănătate și de mediu ale utilizării bicicletei fac din acest mijloc de transport o componentă esențială a dezvoltării urbane durabile și a îmbunătățirii calității vieții, printr-o mobilitate activă, se arată în textul legii.